Bună, dragilor! Ce faceți? Sper că sunteți bine. Astăzi o să filmăm un video în care eu o să-mi fac pedicura. Au trecut deja în jur de 5 săptămâni de când nu mi-am mai făcut pedicura, așa că este momentul să o reîmprospătez. Eu de obicei îmi fac pedicura cu shellac, în română este ojă semipermanentă. Îmi place foarte mult, deoarece rezistă foarte bine și arată foarte bine o lună întreagă. Deci 4 săptămâni, nu mai aveți probleme să vă faceți unghiile. După cum ați văzut deja, eu am pregătit deja o baie pentru picioare. Am pus apă fierbinte și am adăugat un pic de sare de baie de lavandă. O să-mi fac baia la picioare, iar apoi o să revin. După cum ați văzut și mai devreme, am folosit acest peeling cu lămâie și cu ce scrie aici, cu rozmarin. Este un peeling corporal, dar bineînțeles poate fi folosit foarte ușor și pe picioare, nu are nicio importanță, este totul în regulă. Este un peeling foarte ușor, dar eu în momentul acesta nu am nevoie de ceva mai abraziv decât atât, așa că am decis să-l folosesc pe acesta. Îl găsiți la DM, cel puțin în Germania. În România nu știu dacă se găsește așa ceva. Dacă voi știți, puteți să îmi spuneți. Iar acum, după cum vedeți, așa arată unghiile mele, arată dezastros. După o perioadă lungă de timp în care nu le-am mai făcut. Dar vom remedia situația foarte, foarte curând. Ce vreau eu să vă spun este că o să folosesc aceeași culoare. Mie pentru picioare această culoare mi se pare foarte potrivită. Este o culoare neutră care este discretă și se potrivește la orice, adică orice ținută ați avea cu astfel de culoare pe unghiile de la picioare, sunteți în regulă. Primul pas pe care o să-l facem o să fie să tăiem unghiile de la picioare. Eu folosesc instrumentele speciale de la salon, așa că să nu vă speriați, o să vă arăt. Asta e farfeca cu care tăiem unghiile. Nu știu dacă focusează. Așa arată. Să nu vă speriați de ea. Dar asta folosim. Și o să tăiem frumos unghiile. Așa arată unghiile tăiate de la ambele picioare. Am tăiat destul de bine. Iar acum o să vin cu o freză și o să îndepărtez oșa semipermanentă veche. Iar apoi o să vin cu o altă freză, o să vedeți. Și o să dau forma unghiei și o să finisez patul unghiei și cuticula de pe marginile unghiei. Între timp mi-am pus și ochelarii ca să văd mai bine. Iar acum, deja freza greșită, adică a doua freză pe care o să o folosesc, dat-o deja în poziție, dar folosim altceva pentru a îndepărta oja semipermanentă veche. Așa, și să începem.
finisăm patul unghiei, cuticula și să dăm forma unghiei. Ok, acum am terminat de pilit unghiile. O să le dezinfectăm pentru a îndepărta praful care s-a format. Așa. Și la celălalt picior. După cum se poate vedea, unghiile sunt sănătoase, nu au absolut nicio problemă. Îmi fac unghiile cu mojo semi-permanentă la picioare de foarte multă vreme și nu am avut absolut niciodată nicio problemă. Dacă le îngrijiți corespunzător, atunci nu are ce să se întâmple. Ok, în continuare o să mă ocup de pielea moartă, de pe călcâie, dar asta nu o să mai filmez și o să ne revedem în câteva secunde cu aplicarea ojei semipermanente. Ok, acum că am terminat de pilit unghiile, de curățat patul unghiei, de îndepărtat pielea moartă, eu nu am avut atâta. O să trecem la vopsitul unghiilor cu ojă semipermanentă. Am dezinfectat din nou unghiile ca să fiu sigură că nu am restul de praf și o să îmi pun un șervețel așa între degete ca să nu se lipească între ele. Aplic la amândouă picioarele. Este mult mai igienic în felul acesta, inclusiv la salon. Tot așa aplic șervețele între degete și nu folosesc formele acelea pentru distanțare din comerț. Dacă vă faceți acasă, pedicura, da, este ok, dar la salon eu folosesc așa ceva și pentru că m-am obișnuit așa, fac asta și acasă. Sper că vedeți ceva acolo. Se vede? Se vede, nu? Da. Așa. Culoarea pe care o să o folosesc astăzi este, după cum v-am spus, aceeași pe care am avut-o și înainte și arată așa. Eu nu văd unde arăt aici, dar arăt ceva. Eu folosesc această firmă, Jolifin Laveni. O să... Vai, ce tună afară. Cred că vine iară ploaia. Beton. Da, eu folosesc această firmă Jolifin Laveni. Au lacuri foarte bune, rezistă foarte mult, așa că nu mi se pare că trebuie să folosesc altceva. Pe lângă lac mai folosesc o bază transparentă, bineînțeles. Iar la sfârșit mai folosesc un strat de top coat.
care nu mai are nevoie să fie șters cu ulei din acela special. Așa, adică dăm 3 straturi și le băgăm la lampă pe fiecare. De fapt, nu dăm 3 straturi, dăm 4, pentru că dăm unul de bază, două de lac și unul de top coat. Pe fiecare îl băgăm la lampă, iar apoi totul este gata. Nu știu acum cum o să reușesc eu să-mi fac treaba așa și să și filmez în același timp, pentru că este destul de incomod. Dar o să încerc, o să-mi dau toată silința. Așadar, prima dată aplicăm base coat-ul. Nu știu ce va ieși aici, pentru că e greu de filmat așa, dar încerc. Base coat-ul se aplică într-un strat foarte, foarte subțire. Nu trebuie să exagerați. Aveți grijă să nu depășiți marginea unghiei. Trebuie să am încercat să stau așa mai departe. Poate se vede mai bine. Nu știu. Vai, ce furtună vine. Fulgeră într-o veselie. Așa. Iar acum introducem piciorul în lampă pentru 30 de secunde. Am lampa lângă mine, în timp în care o să aplic baza și pe degetele, pe unghiile de la celălalt picior. Da, aici este foarte micuță unghiuța beata de ea. Aplicăm culoarea într-un strat foarte, foarte subțire, în special pe unghiile mici. Acum urmează top coat-ul pe care o să-l folosim. Lacul s-a uscat complet, strălucește foarte frumos. După cum v-am spus, este o culoare foarte discretă. O să vă arăt imediat mai de aproape cum arată tot, doar că se termină și cu celălalt picior. Ce mai urmează eu să fac acum este să aplic un pic de ulei de cuticule.
Șervețelele, aplicăm ulei. Aplic ulei de cuticule și clienților. Alte saloane știu că nu fac asta, dar mie mi se pare o chestie super ok pentru că efectiv arată altcumva întregul picior când aplicăm și ulei. Aplicăm și aici. Eu îl folosesc pe acesta de la DM. Puteți folosi ulei din acela cu pipetă la salon, cam din acela se folosește, dar na, eu aici acasă, pentru că îl folosesc doar eu, pot să folosesc așa, cu pensula. O să ștergem un pic excesul de ulei. Aplicăm și un pic de cremă hidratantă pe picior. De masaj nu strică niciodată. Cu toate că e mai fain când îți face altcineva masaj decât atunci când îți faci tu singur. Parcă nu e aceeași senzație. Și la celălalt picior. Și am terminat. Mi-a pus ochelarii ca să văd mai bine. Acum o să-i dau jos pentru că se oglindește din camera, se oglindește în ochelari. Așadar, am terminat pedicura. După cum ați văzut, am folosit o culoare foarte naturală. Mie așa îmi place să am unghiile la picioare. Știu că alții preferă să le aibă negre, alții preferă să le aibă albe, alții preferă să schimbe tot timpul culoarea. Eu, în ultima vreme, prefer să le am într-o culoare așa foarte pastelată, foarte neutră. Uneori, da, mai am chef și de alte culori, vara poate, dar destul de rar. De durat nu durează foarte mult să-mi fac pedicura singură, doar că acum a fost o poziție foarte ciudată, nici măcar nu știu ce am filmat. Sper că s-a filmat ceva și că s-a văzut ceva și că ați înțeles ceva de acolo. A și început o furtună, a bătut vântul foarte tare. A început să plouă torențial, pisica am sequestrat-o în partea cealaltă a casei, pentru că, da, păr de pisică și lacuri semi-permanente lipicioase nu funcționează împreună, așa. Și s-au întâmplat multe între timp și totuși am crezut că o să dureze mai mult din cauza poziției incomode și așa, dar sunt obișnuită să fac asta, așa că nu a durat atât de mult. O să vă arăt rezultatul final acum. Deci, așa arată unghiuțele. Strălucesc foarte, foarte frumos, după cum puteți să vedeți. Mie îmi plac foarte mult în această nuanță. Este foarte chic. Și foarte, foarte, foarte naturală. Probabil că la mâine o să le fac la fel. O să văd. Astăzi este luni. Și le-am făcut la picioare, o să vedeți mai încolo de ce. Bun, pentru că trebuia, dar mai am un motiv, o să vedeți într-un video viitor de ce. Iar unghiile la mâine o să le fac probabil joi sau vineri. Așa arată. Și probabil o să mai fac o pedicură că peste vreo 5 săptămâni ca să vedeți din nou cum arată și cât de bine a rezistat, mai ales acum că vine vara, nu? Deci, după cum ați văzut, arată super bine, foarte elegant, o culoare decentă, o culoare pastelată, foarte frumoasă, care merge la absolut orice. Sper că ați înțeles ceva din acest video. Dacă vreți amănunte, detalii, precizări, nu știu, scrieți jos în comentarii, iar eu o să încerc să răspund la toată lumea pe cât de bine pot eu. Așadar, v-am pupat și ne vedem într-un nou video. Pa!
Pa!